Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. În plină vară, când consumul de carburanți crește, în România crește și prețul la vânzare acestora. Începând de astăzi, prețul carburanților a stabilit un nou record. Astfel, prețul benzinei a crescut cu 9 bani pe litru, iar cel al motorinei cu 8 bani pe litru. După creșterea cu 8 bani pe litru săptămâna trecută, astăzi consumatorii se confruntă cu o nouă majorare. Companiile petroliere nu anunță modificările de preț și nici prețurile de referință. În schimb, pun la dispoziția consumatorilor un serviciu online pe site-ul companiei. Astfel, prețurile carburanților sunt următoarele. Benzina standard 95 se vinde la prețul de 5 lei și 86 de bani per litru, benzina extra 99 este la prețul de 6 lei și 28 de bani per litru, motorina standard 5 lei și 91 de bani per litru, iar motorina extra 6 lei și 14 bani per litru. Cine credeți că se face vinovat pentru scumpirea carburantului? Nu știu. Credeți că prețurile la benzină și motorină sunt într-o continuă creștere? Nu știu, nici asta nu știu. Cât de des vă faceți plinul? Vă afectează scumpirea aceasta? Da. Ați renunțat la mașină în favoarea altor mijloace de transport pentru a vă deplasa în diferite locuri? Da, da. Am trecut pe bicicletă. Nu știu că s-a scumpit. Ați știut? Nu. Dar cine credeți că este de vină pentru această scumpire? Nu știu. Vă faceți de multe ori plinul? Nu. Eu știu, cred că în proporție de 50% statul și restul producătorii, adică importatori sau... Nu credeți că acum pe timp de vară ar trebui să se producă o oarecare ieftinire, având în vedere faptul că foarte multă lume merge în concediu și alimentează mai des? Păi da, dar pe cineva îi doare capul că cineva merge în concediu sau profitul pentru ei interesează, nu pentru cetățeni. Ne afectează la buget și normal că atâta timp cât se tot scumpesc și n-are cine să îi oprească. Credeți că prețul carburantului este într-o continuă creștere? Da. Cât estimați dumneavoastră că va mai crește? Păi niciodată nu se oprească. Păi politica se decumă, cred că. Din cauză politică, credeți dumneavoastră? Dezordinea asta care e în politică. Credeți că prețurile se află într-o continuă creștere? Într-una. Se va mai scumpi? Într-una se scumpește. Și nu numai asta, astea atrag toate. Cât de des vă faceți plinul la mașină? Plinul niciodată, numai atât când stau aproape și de cât 30-40, nu fac plinul. Așadar, considerați că lumea nu-și mai permite să-și facă plinul? Nu-și permite, că-s multe, mai ales și timpurile astea ne ajută pe om. Ați apelat și la alte mijloace de transport pentru a vă deplasa la locul de muncă? Ați mai renunțat la mașină din când în când pentru economie? Nu, că nu umblu atât la pensie. Nu umblu atâta. Euro. Euro. Dumneavoastră sunteți afectat de această creștere? Normal. Credeți că va mai crește? Cu siguranță. Ați renunțat la mașină în favoarea altor mijloace de transport pentru economie? Nu, pentru că muncesc cu mașina. Afectează, nu afectează, trebuie să circuli. Păi ce este? La buzunar ne arde pe fiecare. Ați lăsat mașina în favoarea altor mijloace de transport? Ați lăsat-o, totuși aș umbla, că mă folosesc, lucrez acasă și e strict necesar, eu nu mă duc să mă plimb. Pe lună de vreo 3 ori, 4 ori, câte 50 de lei. Ca urmare a acestei creșteri, tot mai multe persoane se gândesc să renunțe la mașinile proprii în favoarea altor mijloace de transport. În același timp, au declarat cu pesimism că se așteaptă la noi scumpiri în ceea ce privește carburanții, punând această majorare în strânsă legătură cu creșterea euro. Centrul de misiune și tineret al Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia organizează în vara aceasta 16 tabere de tineret pentru tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani. În această săptămână s-a dat startul la 2 din taberele pentru tinerii din eparhia noastră, la Poiana Vadului și la Cetea. În vara acestui an, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia organizează o nouă serie de tabere pentru tineri. 65 de tineri au ales să petreacă o săptămână din vacanța de vară la Poiana Vadului și la Centrul Internațional de Tineret de la Cetea. Taberele au un program bogat ce le oferă tinerilor liceeni o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanțelor. Programul include rugăciunea de dimineață și de seară, ateliere de discuții pe diferite teme, jocuri de autocunoaștere, de comunicare, de team building, drumeții și
loc de tabără. Tinerii care doresc pot să opteze pentru o tabără la Cetea, Sovata, la mănăstirile Lupșa, Râmetea și Sighișoara. Costul unei scurte vacanțe de 6 zile este variat în funcție de locația aleasă și pornește de la 100 de lei până la 300 de lei. Prețul include transport, cazare, 3 mese pe zi, preot coordonator și socioanimatori. Înscrierile se fac la Centrul Misionar al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. În această perioadă de continuă criză economică, vacanțele rămân doar un vis pentru majoritatea românilor. Aceștia și-au gândul de la vacanțele exotice. Doar o treime se mai gândesc la concedii în străinătate, iar vara se mulțumesc să iasă la o piscină undeva aproape de casă sau la un grătar. Doar o treime din românii care ar avea posibilitatea să meargă în vacanță în acest an, în perioada verii, ar prefera destinațiile în străinătate, față de jumătate în 2010 și de 42% anul acesta. Asta potrivit unui studiu IRES care a analizat comportamentul românilor legat de petrecerea vacanțelor. Preferințele pentru un concediu în străinătate au scăzut de la 48% în 2010, la 42% în 2011 și la 32% anul acesta. Odată cu înaintarea în vârstă, dorința de a petrece vacanța în străinătate scade în rândul românilor. Cu toate acestea, 24% dintre români nu au fost niciodată pe litoralul Mării Negre și bugetul pe care românii spun că l-au alocat pentru vacanța de anul trecut a scăzut în 2012. Volumul eșantionului pe care s-a realizat studiul este de 1540 de persoane de peste 18 ani și este reprezentativ la nivel național. Ancheta a fost realizată la începutul lunii iulie. Temperaturile au revenit la valorile normale pentru această perioadă, dar vremea nu se va menține însorită toată săptămâna. Ne așteaptă o perioadă în care vremea va fi schimbătoare. Vom fi nevoiți să suportăm din nou capriciile naturii și vom trece din zile caniculare în zile cu instabilitate termică. Următoarele două săptămâni vor fi caracterizate din punct de vedere meteorologic și climatologic printr-o vreme schimbătoare, cu perioade caniculare, dar și cu zile în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Conform estimării evoluției valorilor termice și a precipitațiilor, în intervalul 17-30 iulie suntem sfătuiți să ne pregătim atunci când plecăm de acasă, atât pentru caniculă, cât și pentru instabilitate termică. După două zile mai răcoroase, temperaturile medii vor marca o creștere, atât la valorile minime, cât și la cele maxime. Vremea devenind călduroasă, izolat caniculară, în intervalul 20-22 iulie. În jurul datei de 23 iulie se va produce o ușoară scădere a temperaturii aerului, după care regimul termic se va menține relativ constant până la sfârșitul perioadei de prognoză, cu valori maxime medii în jurul a 30 de grade Celsius. În intervalul 17-21 iulie, probabilitatea pentru precipitații va fi foarte redusă, iar în cea de-a doua parte a perioadei de prognoză vor fi averse la nivel local însoțite și de descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 23 și 25 iulie. Așadar, în această perioadă va trebui să ne luăm măsuri de protecție suplimentare. Vremea schimbătoare ne afectează atât organismul cât și starea de spirit. Ministerul Sănătății intenționează să deblocheze peste 2700 de posturi în unitățile medicale din România. Direcția de Sănătate Publică Alba a cerut 91 din aceste posturi. Spitalele din Alba vor ști exact câte joburi pot scoate la concurs doar în a doua jumătate a lunii august, după ce legea va fi aprobată de guvern. Sistemul medical din Alba se confruntă cu o lipsă acută de personal, fapt care acum se resimte mai pregnant pentru că este și perioada de concediu. Direcția de Sănătate Publică Alba a făcut demersurile necesare pentru a se putea face noi angajări, atât pentru medici, cât și pentru asistente, infirmiere și îngrijitoare. Posturile vacantate în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2012 la nivelul județului Alba sunt în număr de 91 de posturi, dintre care 23 de posturi de medici, 2 de farmaciști, 3 alt personal sanitar cu studii superioare, chimiști, biologi, 42 de posturi de personal mediu sanitar și 21 de persoane figurând ca și personal auxiliar. Proiectul de hotărâre de guvern privind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ianuarie 2012 prevede deblocarea a peste 2700 de posturi din sistemul sanitar. În acest moment, proiectul de lege se află în dezbatere publică.
La fel ca la alegerile din 10 iunie, s-a constituit un centru de comunicare județeană. Centrul are misiunea de a asigura coerența mesajelor instituționale și de a facilita accesul la informația reprezentanților presei din județ. Nici populația nu a fost neglijată în momentul când a fost constituit centrul, dorindu-se ca oamenii să fie corecți informați privind alegerile referendumului. Vocea unică a centrului de comunicare a fost desemnată, precum la alegerile locale, inspectorul de poliție principal, Luminița Prodan. Componența centrului este completată de maiorul Cosmin Jorcoveț, care este purtător de cuvânt al Jandarmeriei Alba, Drăgoi Dorina din partea instituției prefectului și plutonierul Alina Bălaș, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba. Pentru perioada campaniei și a referendumului care va avea loc în data de 29 iulie 2012, a fost constituit Centrul de Comunicare Județean Alba, a cărei voce unică este inspector principal de poliție Luminița Prodan, ofițer specialist relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Pentru informații privind alegerile referendumului de pe data de 29 luna aceasta, vă prezentăm coordonatele de contact ale centrului: 0258 806 161 interior 20108 telefonie fixă sau pe cea mobilă la numărul 0742 100 497. Pentru informații scrise, contactați adresa de e-mail centruldecomunicarealba@mai.gov.ro. Apa este la mare căutare, în special pe timp de caniculă. În cartierul Recea din Alba Iulia au fost semnalate 3 cazuri de alimentare cu apă de la hidranții stradali de incendiu. Atenție însă, acest fapt se consideră furt și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Lipsa de precipitații și căldura excesivă i-a determinat pe unii locuitori din cartierul Recea să apeleze la hidranții de incendiu din fața porții. Reprezentanții operatorului regional de apă s-au sesizat în legătură cu aceste cazuri de furt din rețeaua publică de alimentare cu apă. Este bine de știut faptul că aceștia se folosesc doar în caz de incendiu. Faptele de această natură vor fi sesizate organelor în drept și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani. De asemenea, este interzisă distrugerea și manevrarea neautorizată a vanelor și a altor elemente de instalații aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare care afectează siguranța serviciilor, funcționarea normală, precum și integritatea sistemelor. Inspectorii de la ITM Alba au luat la verificat numai puțin de 58 de terase și restaurante din județ în doar 3 zile. În urma controalelor au fost depistate mai multe deficiențe și 11 persoane care lucrau fără să aibă forme legale de angajare. După controlele de la Direcția de Sănătate Publică, a venit și rândul inspectorilor de la ITM să îi verifice pe comercianții din sectorul de alimentație publică. Restaurantele și terasele au fost controlate la sânge în perioada 12-14 iulie, pe linia relațiilor de muncă, dar și a sănătății și securității. În urma controlelor efectuate, au fost verificate 58 de unități de alimentație publică din județ. Au fost găsite în lucru 11 persoane fără forme legale de angajare, din care 7 femei și 4 bărbați. S-au constatat 235 deficiențe și s-a dispus remediarea acestora. Au fost sancționați 45 de angajatori cu amenzi în cuantum de 160.000 de RON. Și în perioadele următoare, ITM Alba va continua controlele, în special în domeniile în care s-a constatat o incidență crescută a accidentelor de muncă, precum și a muncii nedeclarate. Cei 78 de primari din Alba adună ca vârstă peste 3600 de ani. Dintre fruntașii unităților teritoriale administrative, cel mai tânăr este Flavius Breaz, primarul comunei Mihalț, care a împlinit pe 4 iulie, de ziua Americii, 29 de anișori. La polul opus se află primarul comunei Șona, Ioan Horșia, care a aniversat anul acesta în ianuarie 64 de primăveri. Aceeași cifră va trece luna viitoare pe Răbojul Vieții și Traian Popa, primarul comunei Stremț. Decanul de vârstă al primarilor de localități urbane este albaiulianul Mircea Hava, care va pune în decembrie numărul 56 la casa propriei existențe. Îl urmează în acest clasament primarul din Sebeș, Alexandru Dăncilă, mai tânăr cu 2 ani, și slătneanul Silviu Ponoran, care a împlinit pe 1 iulie 53 de ani. Cel mai tânăr primar din Alba la nivel de localitate urbană este Călin Andreș din Câmpeni, care a schimbat prefixul, a adunat în martie 4 decenii și este mai junior cu o lună decât cu gireanul Adrian Teban. Media de vârstă a primarilor din Alba este de 46 de ani și 6 luni.
În intervalul 13-17 iulie, pe fondul temperaturilor ridicate, în județul Alba s-au produs 6 incendii de vegetație uscată și resturi vegetale. Au fost afectate peste 12 hectare de teren și au fost puse în pericol fondul forestier și gospodăriile populației. Consecințele arderii vegetației uscate provoacă efecte negative solului și asupra factorilor de mediu, sol, aer și microfaună. Din păcate, arderea vegetației uscate este cea mai întâlnită practică în activitățile de igienizare a terenurilor, pășunilor și fânețelor. Pe fondul temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații din ultima vreme, în județul Alba au crescut numărul incendiilor de vegetație uscată. Facem apel către cetățeni să respecte legislația în vigoare și să ia în considerare faptul că orice incendiu de vegetație uscată poate duce la un incendiu de case, de gospodării sau de alte obiective care produc o pagubă mai însemnată. În ce zonă au fost cele mai multe incendii? Zona, nu putem estima o zonă cu incendiile cele mai multe, putem spune că cele mai importante incendii sau cele mai de durată au fost în zona munților, în zona Șugarului, munții Tărtărău, și ca și pagube sau ca și intensitate a miriștii în zona Sebeșului. În conformitate cu legislația în vigoare, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. În cazul nerespectării prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată, amenda aplicată este cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Vânătorii din Apuseni au luat în cătarea puștii câinii hoinari ce produc pagube în fondul de vânătoare. Au împușcat 7 dulăi și s-au ales cu 2 reclamații. O parte din câinii nimănui ajung în zona Brud-Câmpen, tocmai din sudul țării, prin diverse tertipuri. Șoferul de pe mașină, cu mare când descarcă, are și alte treburi, cât e un șmecher de om de prin piață, aruncă câinii acolo să mai haite, știi? Aruncă unul din câini sau o cățeauă în mașină, și se duc toți în mașină. Și închid mașina și la nici nu dă seama. Deci fel și fel de povești. Sunt eliminați doar câinii hoinari de mari dimensiuni care reprezintă un pericol pentru vânatul din zonă. Vânătorii au avut parte și de reclamații, una pe fondul de vânătoare Vitra, alta în apropiere de Câmpeni, unde după împușcarea doi câini au apărut ca din senin și proprietarii. Când vrei să-l plimbi, îl plimbi în lesă și supravegheat. Nu este o altă soluție. Stilul de abordare de pe vremuri, să-i dai drumul afară la câine să hoinărească pe temeri unde, nu mai merge. Nu e normal. Pentru că trebuie să ajungi să răspunde fapt animalului, nu? Corect. Dacă el e turbat sau turbă și mușcă un copil sau un dascăl sau un poștaș sau un om, cine răspunde? Câinii hoinari se adună în haite și se sălbăticesc, se comportă ai doma lupilor și reprezintă nu numai pentru vânat, ci și pentru oameni un adevărat pericol. În ultima perioadă, după un bilanț al Inspectoratului Județean de Poliție, tot mai multe autovehicule sunt depistate în deplasare fără a fi înmatriculate. Acești șoferi care conduc mașinile nenmatriculate reprezintă un pericol pentru cei care conduc regulamentar, dar și pentru întreaga comunitate. Sunt situații când faptele pot fi atenuante, dar de cele mai multe ori sunt agravante. Astfel, dacă un șofer conduce un autovehicul neînmatriculat și provoacă un accident, dacă ar părăsi locul accidentului, polițiștilor le-ar fi foarte greu să-l găsească pe infractor. De cele mai multe ori, măsurile sunt indulgente pentru șoferii care uită să își înscrie mașina. Vă prezentăm ce poate păți un șofer dacă s-ar afla într-o situație asemănătoare. Circulația pe drumurile publice cu un autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat constituie infracțiune și se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 3 ani. De asemenea, pe perioada soluționării cauzei, permisul de conducere este reținut, eliberându-se o dovadă pentru 15 zile, care poate fi prelungită cu câte 30 de zile de către procuror. În 99% din cazuri, șoferii care comit astfel de infracțiuni sunt pedepsiți cu suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile, puțin pentru un adevărat act de inconștiență. În perioada următoare vă vom prezenta ce pot păți șoferii care conduc un autovehicul cu numere de înmatriculare false. Comisia Europeană cere pași urgenți Guvernului și Parlamentului pentru angajamentul față de statul de drept. Premierul Victor Ponta a informat astăzi în Parlament ce răspuns a transmis Comisiei la întrebările venite din partea președintelui José Manuel Barroso.
Comisia Europeană va definitiva astăzi textul raportului privind mecanismul de cooperare și verificare pe justiție referitor la România. Premierul Victor Ponta trebuie să răspundă la o serie de întrebări cu privire la situația în care se află țara noastră. Comisia invită România să ia măsuri cu privire la respectarea condițiilor constituționale de emitere a ordonanțelor de urgență, să asigure publicarea imediată a tuturor actelor în monitorul oficial, să le ceară tuturor partidelor politice și autorităților guvernamentale să respecte independența justiției, să numească un avocat al poporului printr-un proces obiectiv și transparent și să nu numească miniștrii cercetați pentru integritate. La toate aceste cerințe, Victor Ponta va răspunde astăzi în fața deputaților și senatorilor României. Până când se mai deblochează posturile din sistem și până când doctorii români cu experiență se opresc din fuga peste hotare, în țara noastră se caută o alternativă. Astfel, medicii din alte țări decât cele din Uniunea Europeană ar putea profesa în sistemul sanitar din România potrivit unui proiect de lege. Actul normativ prevede ca beneficiarii statutului de rezident permanent sau rezident pe termen lung, acordat de către unul din statele europene, să aibă dreptul de a profesa în România. Ministerul Sănătății spune că până acum au existat solicitări din partea cadrelor medicale din Statele Unite, Israel și Canada de a profesa la noi în țară. Și în prezent există medici străini care ne îngrijesc bolnavii, aceștia fiind de mult timp veniți în România. Cei mai mulți și-au făcut studiile la universitățile de medicină din țara noastră și au rămas aici să lucreze. Alții au venit special pentru că, paradoxal, câștigă mai mult decât la ei în țară, deși aceste cazuri sunt cu siguranță destul de izolate. Presa internațională continuă să comenteze evoluțiile de pe scena politică a României. Majoritatea agențiilor de presă anunță nemulțumirea față de modul de organizare al guvernului și cer reabilitarea României la condițiile Uniunii Europene. Problemele actuale ale României au ajuns să fie discutate de multe agenții de presă din Europa. Primele reacții la instalarea noului guvern al României au avut deja loc la BBC. Grupul britanic de media amintește că opoziția a profitat de furia publicului la adresa măsurilor de austeritate ale fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu și că noile priorități ale guvernului sunt pentru îndreptarea injustițiilor sociale și a dezechilibrelor. Agenția franceză de știri precizează că Victor Ponta și-a asumat ca obiectiv protejarea resurselor naționale ale țării. CNN reamintește motivele pentru care președintele României a fost suspendat de către Parlament, între care se numără încălcarea legii fundamentale a țării și depășirea atribuțiilor constituționale. Patriarhia Română a avut anul trecut un profit mai mare decât multe dintre marile companii din România din diverse domenii de activitate, între care firme de fast food sau producătorii de medicamente. Ca orice persoană juridică, Patriarhia Română și-a înregistrat datele financiare la Ministerul de Finanțe. Conform acestor cifre, administrația patriarhală a realizat un profit la veniturile totale de peste 87 de milioane de lei. Ca o comparație, dacă administrația patriarhală ar fi o companie privată, atunci aceasta ar depăși chiar și o firmă mare de fast food din România, care a avut un venit cu 5 milioane mai mic decât Patriarhia Română. Reacțiile cetățenilor referitor la venitul considerabil înregistrat de Patriarhie le vom afla în materialul următor. Știați că Patriarhia Română a avut un profit de 87 de milioane de lei? Nu. Cum credeți că reușește Patriarhia Română să aibă un profit așa considerabil? Păi contribuția enoriașilor e foarte mare. Credeți că numai contribuția? Eu așa cred. Sau probabil și sponsorizări. Altfel nu-mi explic. Deși dacă au așa profit mare, ar putea ajuta mult mai mult oamenii amărâți. Și în special tineretul, să știți. E mult tineret care n-are servici, au copii, au greutăți și ar trebui să se ocupe mai mult de tineret. Că noi, pe vremea noastră a fost greu, dar totuși a avut loc de muncă, sigur. Și dacă ți-ai văzut de treabă, de la acel loc de muncă ai ieșit la pensie. Dar acum nu mai este așa. Prin contribuția enoriașilor, mă gândesc că contribuie. Dacă părintele spune în biserică că e nevoie de ceva, deci credincioșii participă. Părerea mea. Dacă oamenii dau, nu?
Patriarhia Română anunță că veniturile înregistrate nu se găsesc într-un cont special sau în buzunarul cuiva, ci au fost folosite pentru plata salariilor integrale din fonduri proprii a două treimi din angajați, pentru întreținerea și restaurarea imobilelor aflate în patrimoniul Patriarhiei, dar și pentru susținerea multiplelor activități social-filantropice. A mai rămas doar o zi până la concertul pe care trupa suedeză Roxette îl va susține pe Cluj Arena, acesta fiind cel mai așteptat eveniment al anului organizat în Ardeal. Inaugurarea Cluj Arena a fost realizată în 2011 de către cei de la Scorpions. În acest an, aducerea celebrei trupe Roxette îi costă pe clujeni aproximativ 40.000 de euro. Profitul realizat în urma acestui eveniment va intra în conturile societății administrative Cluj Arena, reprezentând o sursă suplimentară de venituri pentru întreținerea acesteia. Cei care i-au adus pe Roxette la Cluj se vor ocupa și de protecția gazonului de pe Cluj Arena, prin aplicarea unui strat protector, dar și a unui strat cu plăci de cauciuc. În cazul în care nu vor fi respectate toate regulile de protecție în conturile administrației Cluj Arena, vor intra și penalizări pentru nerespectarea cerințelor. Accesul se va face începând cu ora 17. Primul concert din deschidere va fi susținut de Les Enfants Bizarres în jurul orei 19:15. Cea de-a doua trupă, Grimus, va concerta la ora 20, urmată apoi de Roxette. Formația suedeză a mai concertat în România o singură dată, anul trecut la București. Noul iPhone a intrat în producție potrivit unui blog japonez specializat în știri despre preproducția gadgeturilor. Următorul iPhone va fi lansat în toamnă, iar schimbările de design nu vizează doar mărimea smartphone-ului Apple. Site-ul japonez susține că următoarea generație de iPhone, numită de Find iPhone 5, ar putea sosi pe piață în mai puțin de două luni, cu o dată de lansare în luna septembrie. Noul iPhone va avea un spate diferit din sticlă și aluminiu alături de noul tip de conector. Cu un ecran mai lung, iPhone 5 va oferi un aspect 16:9, ideal pentru vizionarea conținutului widescreen. Data de lansare a noului smartphone Apple în septembrie 2012 pare a fi confirmată și de faptul că un magazin online important din China a început să preia precomenzi pentru iPhone 5. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport! Clubul de basket Universitatea Alba Iulia nu renunță să transfere jucătoare. Având drept obiectiv locurile 1-4 în sezonul viitor, oficiali Alba Iulia ne-au adus numai puțin de 4 jucătoare în această pauză competițională. După Iovana Vucoie și Tereza Brantlova, alte două jucătoare au ajuns la echipa din cetate. Este vorba despre Ildi Conag și Laura Drăgoescu, ambele sosite de la ICIM Arad. Ambele jucătoare sunt fericite că vor juca în sezonul următor la echipa din orașul nostru și speră să reușească o clasare cât mai bună în clasament la finalul sezonului. Un alt transfer presupus ar fi cel al fostei jucătoare Alexandra Uiuiu, care a fost pentru o perioadă la Târgoviște, unde a jucat foarte puțin. Cu aceste transferuri, CSU speră să reușească obiectivul impus și să ridice ștafeta în acest sport, mai ales pentru loialii susținători din Alba Iulia. Gicu Grozav a marcat două goluri pentru Petrolul Ploiești în amicalul jucat împotriva formației AEK Atena. Meciul de prezentare al echipei din Ploiești a fost unul foarte bun pentru Grozav, care pe lângă cele două reușite a dat și o pasă de gol. Scor final Petrolul 4, AEK Atena 0. Atacantul Alba Iulian a ajuns la Petrolul de la U Cluj. Nucleul echipei din Cluj-Napoca a fost transferat către Lupii Galben după ce Florian Valter a renunțat la echipa de pe Someș și a ales să financeze echipa Petrolului din Ploiești. Gicu Grozav a devenit jucător de bază și pentru ploieșteni, marcând cel mai multe goluri în perioada de pregătire. La meciul de prezentare al echipei pe stadionul Arhiplin Ilie Ioană, Gicu Grozav a făcut un meci mare. Prima dată a pasat pentru primul gol urmând ca să majoreze scorul pentru Lupi după o cursă foarte frumoasă. Tabela a fost închisă la 4-0 tot de Alba Iulian, care a marcat un gol dintr-un demivoleu la colțul scurt. Cu jocul presat în amical, Petrolul Ploiești devine o echipă care cu siguranță va emite pretenții la locurile fruntașe în campionatul următor.
În perioada 19-21 iulie va avea loc raliul Sibiului. Competiția intră sub egida Intercontinental Rally Challenge și va duce la start piloți faimoși precum Michelsen, Wigan, François de la Cour sau românul Vali Porcișteanu. Din județul nostru o putem găsi pe Mihaela Beldie, care va fi copilotul juniorului Radu David. Etapa 8-a de raliu din cadrul IRC-ului se va desfășura la Sibiu. Doar în România și în Cipru, conducătorii mașinilor trebuie să concureze atât pe asfalt cât și pe macadam. Din 2001, de când este organizat în fosta capitală culturală europeană, competiția nu a adunat la start mai mulți sportivi decât în acest an. Astfel, 61 de piloți din peste 15 țări, grupați în 35 de echipe, vor încinge pentru 2 zile Sibiul. Campionul în titlu din IRC, Andreea Michelsen, va concura și el la Sibiu și va fi de departe pilotul numărul 1 în topul spectatorilor. Nici români nu vor fi de neglijat. Vali Porcișteanu și Bogdan Marișca vor concura pentru o clasare cât mai bună la finalul întrecerii. 557,9 km lungimea totală a traseului, care va avea și 12 probe speciale de care piloții vor trebui să treacă cu brio. Acest eveniment organizat pe malul Cibinului este unul de mare amploare, fiind considerat al doilea eveniment sportiv al anului în România, după finala Europa League organizată în luna mai pe Național Arena. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Am avut parte și astăzi de vreme în general frumoasă. Cerul este variabil cu unele înnorări în această seară, în zona de munte, unde pe arii restrânse vor mai fi posibile averse slabe, însoțite trecător și de descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări la munte, iar presiunea atmosferică nu va avea variații importante. Valorile termice se mențin apropiate de mediile climatologice, astfel încât maximele sunt cuprinse între 22 și 32 de grade, iar minimele între 11 și 21 de grade, mai mici în depresiuni, până la 7-8 grade Celsius. Așadar, valorile termice din această seară se vor situa în jurul valorii de 21 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 22 de grade la Sebeș, 20 de grade la Blaj și 18 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 13 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 15 grade la Sebeș, 14 grade la Aiud și 10 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade, mai coborâte în depresiuni până la 8-9 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic, situându-se în jurul a 32 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 33 de grade la Sebeș și 28 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține călduroasă și poi mâine, local caniculară în unele zone. Cerul va fi variabil cu unele înnorări, mai ales după amiaza și seara în zona de munte, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va avea scurte intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 37 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!